Pornind de la ideea că violența domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Neamț, Asociația Romanian Women's Lobby și Asociația Femeia Contează au organizat marți, 11 februarie, la Piatra Neamț, seminarul Accesul neîngrădit la servicii sociale și asistență a victimelor violenței domestice. Evenimentul a reunit la aceeași masă ONG-uri cu activitate în prevenirea și combaterea violenței domestice, reprezentanții ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, reprezentanții ai polițiștilor și ai autorităților locale. În cadrul evenimentului s-au discutat problemele și nevoile reale de asistență a victimelor violenței domestice în județul Neamț și au fost identificate soluții eficiente și imediate pentru aplicarea legislației în domeniu. Astăzi ne-am întâlnit într-un cadru mai lărgit pentru că am considerat că este foarte important să vă aducem la cunoștință o serie de măsuri care sunt în domeniul protecției sociale. Alături de mine sunt colegele mele din Romanian Lobby Women, care sunt specializate încă din anul 2000, da, în problematica prevenirii violenței domestice și care vor face o analiză și vor prezenta măsurile care pot fi luate pentru a veni în sprijinul victimelor și a reduce numărul acestora. Este trist, dar cred că toți dintre noi am constatat că trăim într-o Românie care nu înseamnă doar instituții slabe, ci și legi prost făcute, cu o complicitate a fiecăruia dintre noi, cei care întoarcem capul în altă parte sau dăm televizorul mai tare ca să nu vedem și să nu auzim ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu îmi doresc ca, începând de astăzi, să demarăm în cadrul Comisiei de Egalitate de Șanse, cu sprijinul dumneavoastră, da? O campanie numită Efectele Nepăsării, în care vom vorbi despre toate efectele violenței domestice în societatea românească. Peste tot în lume, pe data până pe 10 decembrie, nu, se organizează acțiuni pentru cele 16 zile de activism pentru această cauză. Să ne propunem de astăzi și noi, împreună cu dumneavoastră, să organizăm aceste activități dedicate acestui fenomen. La peste 2 ani jumătate, de fapt, de la ratificarea Convenției de la Istanbul, în care statul român s-a angajat să implementeze măsuri reale de prevenire și de combatere a violenței domestice, vedem că există foarte multe probleme, lacune. Există județe în România și chiar sectoare în București care nu au adăposturi pentru victimele violenței și unde acestea, dacă există, informațiile se obțin destul de greu. Avem celelalte legi, că sunt foarte multe probleme care s-au rezolvat, dar știm foarte bine cu toții că apare o lege și normele apar după vreo 2 ani. Iarăși este un vid și o așa în legislație. Există chiar la legea care a fost dată, ce prevede ca polițistul să poată da acel ordin de restricție provizoriu, există acele probleme care poliția nu reușește și nu are cum să monitorizeze părțile implicate, să acorde consilierea psihologică atât victimilor cât și agresorilor pentru a se ajunge la diverse concluzii. Între timp, altă problemă de care noi ne lovim este aceea că victimele își pot retrage plângerile. În nicio altă țară acest lucru nu este acceptat. În celelalte țări, chiar dacă părțile se împacă, agresorul este pedepsit pentru fapta penală. În concluzie, în casele în care există violență, da, printre cei mai afectați sunt copiii. Dacă nu sunt și ei abuzați, ceea ce văd sau aud de la părinții lor îi marchează pentru totdeauna. Multe dintre informațiile pe care o să le împărtășim cu dumneavoastră astăzi nu reprezintă o noutate din perspectiva a ceea ce vă vom spune, pentru că dumneavoastră sunteți specialiștii care acționează și intervin în cazurile de violență domestică. Este încercarea noastră de a vedea cum putem să optimizăm modul în care instituțiile colaborează, pentru că chiar dacă convenția a fost ratificată acum 4 ani, deci în 2016,
Din perspectiva noastră, legislația românească este foarte bună. Aici s-ar putea să intru în contradicție cu... Legislația noastră este una dintre cele mai bine armonizate cu Convenția de la Istanbul din Europa și vă spun acest lucru pentru că noi lucrăm la European Women's Lobby cu experți din toate țările Uniunii Europene. Și putem să vă spunem că instrumentul pe care România l-a inclus în legislația acesta legat de ordinul de protecție provizoriu, care a început să fie folosit din ianuarie 2019, este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le avem la ora actuală, în condițiile absenței serviciilor pe violență domestică și când mă refer la absența serviciilor, o să vedem imediat că ceea ce Convenția de la Istanbul prevede ca și cadru general este acela că fiecare stat membru trebuie să aibă un anumit număr de servicii minime optim de a fi în funcție de populația fiecărui județ. Astfel încât, în mod normal, așa cum este teritoriul României și așa cum suntem noi administrați pe județe, ar trebui să existe la nivelul fiecărui județ cel puțin un centru, deci ceea ce se cheamă adăpost. Noi avem trei tipuri de servicii în legislația românească a serviciilor sociale, care sunt centrele de criză, centrele de recuperare și locuințele protejate. De altfel o să discutăm despre oportunitățile pe care proiectele pe care Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse le are în derulare cu finanțare norvegiană sunt la ora actuală și mulți dintre dumneavoastră deja sunteți în primele luni de implementare a programului Venus, care a presupus și presupune ca fiecare județ să aibă cel puțin o locuință protejată. Și o să ne referim și la acest lucru atunci când ne gândim la modul în care putem să intervenim în ceea ce privește cazurile în care victimele violenței domestice, chiar dacă au un ordin de protecție, nu pot să rămână în locuința lor, trebuie să o părăsească din condiții legate de securitate și atunci o locuință protejată reprezintă o alternativă. Însă ceea ce am vrea noi să clarificăm astăzi și de aceea v-am pus pe drumuri puțin, dar cred că merită acest efort de timp pe care ni-l alocăm să discutăm, sunt două probleme mari. Una legată de faptul că modul în care sunt colectate datele este necorespunzător și m-am bucurat că am văzut pe listă că în partea a doua o să facem un tur de masă și o să știm cu toții cine este. Am văzut că este un reprezentant de la Institutul Național de Statistică aici și mă bucur foarte mult, pentru că la ora actuală, în plan european, colectarea datelor la nivel de stat membru se face de către Institutul Național de Statistică. Dar Institutul Național de Statistică colectează datele care sunt accesibile de către fiecare instituție. Și aici veți vedea că la nivelul județului Neamț, și nu numai, dar pentru că suntem în Neamț, vom vedea modul în care acest lucru poate să conducă la concluzii greșite. Modul în care noi, la nivelul fiecărei instituții, colectăm aceste date despre numărul victimelor și numărul agresorilor, cum facem acest lucru, se reflectă atât în statistica națională, cât și în alocarea de resurse.